Primăria Municipiului Roman a finalizat încă de luni, 20 martie 2017, procedura de primire și selectare a dosarelor pentru acordarea tichetelor sociale din bugetul Consiliului Local. Pentru primul trimestru al anului 2017 au îndeplinit criteriile de acordare a acestui tip de ajutor social 2973 de romașcani. Avem până în momentul de față 2973 de solicitări depuse, iar începând de săptămâna viitoare, de luni, 27 martie și până pe 14 aprilie, vom demara procedura de înmânare a acestor tichete către persoanele care beneficiază de această formă de sprijin social din partea primăriei municipiului Roman. În baza regulamentului aprobat de Consiliul Local Roman, beneficiază de etichete sociale familiile în care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure care sunt pensionare, persoanele cu handicap care au domiciliul sau reședința în municipiul Roman și realizează venituri nete care nu depășesc 1000 de lei pe lună de membru de familie. Valoarea etichetelor sociale este de 50 de lei pentru fiecare beneficiar. Etichetele sociale se acordă în baza acelorași documente de 4 ori pe an, după următorul grafic: tranșa 1 între 27 martie și 14 aprilie, tranșa 2 între 19 iunie și 7 iulie. Cea de-a treia tranșă va fi eliberată în toamnă, în perioada 25 septembrie-13 octombrie, în timp ce ultima tranșă va fi acordată în perioada 4-21 decembrie, pentru ca beneficiarii să poată avea alimente sau medicamente de sărbători.